Dacă tot s-a discutat despre elevi, inspectorul școlar adjunct a prezentat și un portret robot al individului predispus spre violență, deși astfel de caracterizări nu s-au mai făcut la ședințele de lucru de la prefectură. Are câteva caracteristici. Toleranță foarte scăzută la frustrare. Confundă nevoile cu dorința. Raportare iluzorie la liberul arbitru. În general, slab pregătit profesional și cultural. Îl caracterizează post-gândirea, deci raționează după ce acționează. Supraexpunerea la tehnologie. Internetul, care pentru unii devine universul de existență. Acesta susține că în multe cazuri familia consideră că școala este singura care trebuie să educe copiii și nu știe să reacționeze când comportamentul copilului se modifică brusc și fără motiv. Profesorul Heuberger a prezentat și câteva dintre soluțiile care ar exista pentru a fi îndreptați indivizii problema. Recursul la cultură, cultura de substanță, dă contur personalității. Cultura managerială, cea de concepție, aplicarea exactă a regulamentelor. Aici trebuie să recunoaștem că și regulamentele școlare au unele scăpări, în sensul că pedepsele sunt relativ modice. Acesta m-a amintit că este nevoie și de disciplină la nivelul unităților de învățământ.